Bă, da. Deschide blonule. Deschide. Deschide. Primiți și camera de filmat? Primiți, să mă aud răcuro Alex. Nu. Ia uite bă, i-a dat moș în bot, ia uite ce are aici, ia uite, fără mișto, ia uite la nasul, ar l-am străpat. Stau la masă, fraților. Îmi iau și o mică pauză de 5 minute, mănânc și un pic, am niște grătar aici. Cu muștar aici și iau masa. Da, ca acasă. Vă salut. Ia să vedem și noi căluții. Mușcă sau nu mușcă? Hai, să dăm pășite. Vreau să vă povestesc o întâmplare a unui coleg de-al meu care este nou la curierat, are vreo 3 săptămâni, cred, sau o lună de zile, în fine. Despre Alin este vorba. Alin, te salut pe această cale. Și vreau să-i povestesc întâmplarea lui de ieri, care este un pic ciudată pentru un începător. Vă dezamăgiți foarte mult dacă sunteți în primele voastre zile de curierat. Chestia de asta vă face să vă lăsați și de această muncă. Treaba asta așa, el a intrat într-un sens giratoriu și dacă este începător, este prima oară cu dubă la curierat, vă dați seama că n-a luat acel sens giratoriu cum trebuie, nu s-a încadrat cum trebuie să intre în el, că aici în Germania sunt niște sensuri giratorii foarte prost gândite, foarte, foarte mici. Cei care sunteți aici la curierat sau în Germania ați văzut sau știți. Și a intrat în acel sens și nu s-a încadrat cum trebuie și a rămas blocat acolo, nu-mi dau seama cum. Dar n-a putut să mai ia sensul. Și el ce a încercat? A încercat să facă manevra de mers înapoi, să dea cu spatele. Că vă dați seama, că poate a fost frică să încarce o bordură, nu s-a gândit, s-a panicat poate și a decis să dea înapoi. Și nici n-a apucat bine să bage în mașarier și a venit o mașină, o femeie și a intrat în curul lui. Bineînțeles că Duba n-a pățit nimic, pentru că are acea bară la spate, acel prag, și a intrat în pragul ăla. Ea și-a bățit acolo grila în față cu proiector, dar vedeți voi, el și n-a apucat să dea în spate, dar lumina albă s-a aprins, femeia a văzut și așa i-a explicat la poliție că a fost vina lui, pentru că a dat cu spatele. Dar de fapt el a zis că nici nu s-a mișcat de pe loc, doar că a apucat să bage în mașarier și a intrat femeia în el. Dar el a vrut să stăm să explicăm poliției că nu a fost vina lui. Dar vreau să vă zic, fraților, dacă vi se întâmplă ceva de genul, nu mai stați să explicați chestia asta, pentru că oricum poliția are o ciudă pe noi curierii, o ciudă. Are mereu o problemă cu noi curierii, că nu respectăm regulile, că mergem tare pe străzi. Nu ne vede așa bine poliția aici în Germania și poate și în România la fel. Și de asta nu te va crede pe tine, mai ales că ești și outsider străin. Nu te va băga în seamă. Ia, nemțoaică, să-ți vă dați seama că a ascultat-o doar pe ea. Ei au dreptate. Oricum au un pic de rasism. Chiar dacă sunt polițiști și țin cu dreptatea, rasismul ăla tot e acolo, tot cu a lor ține, nu ține cu tine. Așa că am zis, nu are rost să mai stai să dai explicații, să zici că n-ai fost tu de vină. Bine, dacă e ceva grav, Doamne ferește, te bați cu pumnii în piept până ajungi să dovedești că n-ai greșit tu, dar la o chestie de genul că i-a boțit un pic acolo o grilă și un proiector, n-avea rost să stea. Oricum nu-l credea pe el, credea acea persoană. El nici nu știa să vorbească, deloc. Vă dați seama că poliția nici nu stă măcar să se uite la tine. Crede ce zice femeia. Și am zis, băi, zi ca să cadă vina pe tine. Oricum, m-aș făcut manevra de dat înapoi. Mereu caz de vină când dai cu spatele. Oriunde ar fi. Și eu am pățit două chestii de genul când am dat cu spatele și am făcut accident. Și păi, eu am fost de vină, chiar dacă ăla care a venit în spatele meu n-a fost atent, poate stătea pe telefon și a intrat în spatele meu și n-a evitat. Putea să evite, poate, și femeia asta la fel, poate se uita pe telefon când a intrat în spatele lui, dar nu a evitat. Și s-au ciocnit. Așa că, fraților, nu mai stați să vă chinuiți. Oricum el a pierdut vreo oră și ceva cât a așteptat să vină poliția, până a constatat poliția ce și cum s-a întâmplat. Așa că am zis, băi, lasă, zic că ai greșit tu, că ai dat cu spatele, oricum îi dă asigurarea, se rezolvă
și treci cu vederea. Și s-a dezamăgit un pic el așa, îți dai seama că primele lui zi de curierat, mai faci și accident, dai și greu pachete, te mai enervezi, ajungi seara târziu acasă, că ajunge și el, na, pe la 5 acasă. Pe la început, eu v-am zis asta, la început, să nu aveți pretenții, să ajungeți de vreme acasă, pentru că nu o să reușiți. Așa e la început. Toți am trecut prin asta, trebuie să ai răbdare. V-am zis mereu, răbdarea și relaxul vine după. Asta am vrut să vă zic, o chestie să știți și voi, dacă vi se întâmplă, să nu vă dezamăgiți, să lăsați curieratul, pentru că vi s-a întâmplat chestia asta. Trece, accidente aici la curierat faci, e o grămadă de amenzi la început. Te ia camere, radare, nu-i problemă, asta e, trec astea, oricum trec, dai peste, mergi înainte, te uiți înainte, nu contează. Dar la toți ni s-a întâmplat chestia asta, să știți și voi, nu că nu sunteți voi făcuți pentru curierat. Toată lumea e făcută pentru curierat, numai trebuie să ai răbdare și să nu te dezamăgești. Trebuie să mergi înainte, să te motivezi. Băi, asta este, se întâmplă, trec, problemele trec și vreau să vă zic, cât de mare ar fi problema, cea mai bună vorbă, orice problemă trece, cât ar fi de mare. Așa că, fraților, motivați-vă, mergeți înainte, nu vă dezamăgiți și nu lăsați problemele să vă doboare. Hai!